Bună ziua! Astăzi abordăm subiectul amânările și efectul lor în afaceri. Vreau să încep prin a vă spune că am fost foarte tentat să amân această înregistrare. Am vrut să... De fapt, nu, n-am vrut. Nu simt să fac activitate profesională în această perioadă. A avut loc sâmbătă un eveniment care pe mine m-a șocat foarte tare, acum 2 zile. Un eveniment nedorit și care m-a afectat foarte mult. E vorba de moartea unui prieten drag și un om care mi-a influențat activitatea profesională din ultimii ani și un om care a contribuit foarte mult la creșterea antreprenoriatului în România. Este vorba de Laszlo Paciu și aș vrea să înregistrez această intervenție de astăzi și în memoria lui. Subiectul este foarte potrivit și anume amânările. Ce facem atunci când amânăm și ce e important să nu transmitem mai departe prin amânările pe care le facem sau suntem tentați să le facem. Unele dintre ele sunt atât de naturale, ne vin atât de natural, încât nici nu ne dăm seama cât de mult ar putea să afecteze atât persoana, cât și persoanele, cât și echipa și firma și așa mai departe. Aș vrea să vorbim acum despre ce fel de amânări intervin în firmă. Intervin amânări de la cele mai simple, de genul hai să începem cu 2-3 minute mai târziu ședința, până la astfel de situații, când cineva din vecini folosește flexul, instalează ceva, montează ceva și mă tentează să amân pentru că oricum nu o să se audă bine. Sau, exact ce vă spuneam la început, s-a întâmplat un eveniment care mă face să amân. Sunt amânări care produc în echipă un efect în lanț, un efect de dezechilibru și aș vrea să începem cu cea mai ușoară amânare pe care o folosim și anume este, ați auzit probabil de foarte multe ori, despre amânarea plăților. Se amână plățile cu o zi, o săptămână, o lună, uneori chiar mai mult, din diverse motive. Se caută tot felul de motive, se găsesc tot felul de motive și plățile amânate au un efect foarte nociv în afacere. Am practicat și eu acest lucru mulți ani. Se spune că o bună sursă de bani sunt plățile amânate. Foarte multe afaceri mici la început au crescut prin amânarea de plăți. Ba mai mult s-a mers chiar într-atât încât se amânau salariile angajaților. Să amâni salariile angajaților este cea mai nocivă acțiune pe care o poate face un antreprenor sau un manager pentru echipa lui. Bine, există aici amânări agreate sau amânări neanunțate, efectiv. Dar, în primul și în primul rând, o afacere ar trebui să își plătească angajații exact atunci când a promis. Dacă nu faci asta, nu vei avea după aceea curajul, nu vei avea fermitatea să ceri angajaților să livreze la timp serviciile pe care le-au promis. Și astfel se pornește o reacție în lanț a amânărilor. Antreprenorul sau firma amână salariile, angajații amână să livreze ceea ce au de livrat, munca pentru firmă, întârzie la firmă, deschid magazinul întârziat, întârzie depunerea banilor la caserie sau își iau singur salariul de acolo, întârzie
Livrarea către clienți, clienții, pentru că li s-a întârziat livrarea, întârzie la rândul lor plățile către furnizor, adică firma. Și iată un lanț vicios, un lanț urât pe care nu ne-l dorim. Se întârzie plățile la taxe și impozite, vin controle care duc la alte dezechilibre și așa mai departe. Ce alte efecte pot avea amânările? Păi în momentul în care într-o ședință se vorbește despre ce rezultate avem din ceea ce ne-am propus să facem și mai mulți dintre colegii vin și spun că au amânat sau amână sau se amână termenele limită pe care le-au stabilit anterior, se lansează un obicei de amânări în cadrul proiectelor firmei. Aceste amânări ale proiectelor duc la creștere mai mică sau chiar de descreșterea companiei și duc, bineînțeles, la amânarea profitului. Sunt foarte mulți antreprenori pe care am auzit că ei nu vor să facă profit, ei amână profitul pentru a nu plăti taxe mari sau pentru a nu fac amortizări accelerate, fac tot felul de mecanisme prin care să se amâne ceva. Uitați-vă cu atenție la toate amânările pe care le aveți în jurul vostru. Uitați-vă cu atenție la ele și reanalizați să vedeți ce se poate face pentru a avea promptitudine, pentru a avea rapiditate în mișcare. Campionii nu amână. Campionii nu amână startul, campionii nu amână antrenamentele, campionii nu amână ceea ce au de făcut pentru a deveni campioni, pentru că dacă amână, amână și să devină campioni. Și totuși mă întorc așa ca o buclă și aș vrea să închei cu ce am început, și anume, mulți dintre noi, și eu sunt aici de față, am amânat mulți ani sănătatea noastră. Prietenul meu, Laszlo, și-a amânat cu siguranță sănătatea. A prioritizat și prioritizăm foarte mult altceva, chestiuni care ni se par în acel moment mai importante, și sănătatea noastră, interiorul nostru, corpul nostru, mintea noastră, inima noastră, organele care ne țin în viață, ele sunt amânate pe diverse motive. Nu acum, nu azi, nu la ora asta, mai târziu, lasă că am timp. Iată că nu întotdeauna și nu toți avem timp și efectele pot fi foarte, foarte grave, ireparabile, de nerezolvat. Degeaba avem succes în afaceri dacă nu ne putem bucura și de roadele succesului din afaceri. Degeaba avem rezultate foarte bune în balanța de profit și pierdere dacă nu avem rezultate foarte bune și în corpul și în mintea noastră și în familiile noastre și în grupurile noastre de prieteni și așa mai departe. Așa că ce vă invit este să faceți o analiză scurtă a amânărilor pe care le aplicați în viața voastră și în firmă și acasă și să vedeți oare ce anume merită să prioritizăm mai în față. Ce merită să punem în lista noastră de priorități pe primul loc? Pentru că aia vom face. Și vă las cu gândul ăsta și Dumnezeu să-l odihnească și să îl ducă pe o cale bună pe prietenul nostru Laszlo Paciu. Aș vrea să țin un moment de reculegere acum și să închei astfel această intervenție.
Dumnezeu să-L ierte.